Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Zeci de români s-au dat drept ucraineni în Germania și au primit bani și cazare, dar, scrie gazetarul, un detaliu esențial i-a dat de gol până la urmă. Nu erau blonzi sau... Au. Românii s-au prezentat în centrele deschise pentru ajutorarea refugiaților, unde au cerut sprijin. Pentru că nemții, nu, au oferit și ei cazare, mâncare și ajutoare, așa cum au oferit o mulțime de națiuni europene, inclusiv noi. După un timp, totuși, unii voluntari și-au dat seama că mulți dintre, așa zis, și refugiați, pur și simplu nu vorbeau ucraineană. Am amuză că zice că după un timp. Adică... Au stat printre ei pe acolo să vadă. Să vadă. Cât cum timp duc? Le-au trebuit să se prinză oamenii că totuși ăștia nu vorbeau ucraineană. Adică nu vorbeau limba respectivă. Adică Rusia a invadat Ucraina acum 2 ani. Și probabil că ascultându-i, o fi apărut vreun neamț ăsta care totuși știa ucraineană. Ureche muzicală, da? Da. Zicem, bă, parcă... Și au venit ăștia un dimineațov. Bruneței și parcă bat în latină cumva. Da. Bună dimineațovska. O fi fost, mai țineți minte, Inglorious Bastards? Vai de mine, da. cu Brad Pitt și Christoph Waltz, când Brad Pitt pretinde că știe să vorbească... Că e italian. Că e italian, chiar. Grazie. Grazie. Corlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Corretto. Corlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Deci, genial, Waltz. Da, mie place că Waltz, am senzația că pufnește și el în râs, da. Un moment când îl vede pe ăla. Gorlami. Și așa mai departe. A fost deschisă o anchetă în Germania și s-a descoperit că doar în sud-vestul țării, citez, sunt peste 1300 de persoane care nu vin din Ucraina, ci doar pretind acest lucru, și printre ei s-ar afla și mulți români. Dragii de ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.